Reprezentanții Alianței pentru Drepturile Omului din România, Grupul de Dialog Social și Civic din România, Departamentul Protecția Animalelor și autoritățile locale au dezbătut proiectul Fără Câini pe Străzi prin etică și rațiune. Prin acesta se dorește rezolvarea problemei câinilor fără stăpân din oraș. Eu vă spun cazul real, când la marginea orașului au oprit mașini în care au coborât 10 de câini de diferite vârste. Deci, cred că ar trebui plecat de la sursă. Sursa este în comune, în sate. Dumneavoastră a trecut aici că persoanele care abandonează după domeniul public un câine va fi amendate cu 15, de la 15 milioane, la 1500 la 2500. Sunt negociabile, să zic așa, nu, nu rămân dacă, bătută în cuie. Dacă un pensionar fără scrisul nu mai are de ce să întrețină un câine și îl lasă în stradă și pensionarul are pensie în joc de 500 de lei, de unde plătește această amendă? Să stabiliți cuantumurile. Ne avantajează pentru că noi, ca cetățeni ai acestui oraș, nu ne vom mai confrunta în viitor cu această problemă. Pe de altă parte, referindu-mă un pic la buget, nu are sens să ținem și să finanțăm 600 de câini în adăpostul Bucov de peste 10 ani de zile și să nu investim banii pe care deja îi consumă acest adăpost în sterilizarea câinilor. Efectul acestei hotărâri la nivel local, îl estimez că este cel puțin la jumătate, dacă el nu va avea o corespondență la nivel județean. Așa că rugămintea noastră este să mutați sau să extindeți această discuție și la nivel județean. Dacă proiectul va fi aplicat, se vor lua o serie de măsuri, printre care și cea a sterilizării patrupedelor care au stăpâni, printr-un program subvenționat de Consiliul Local. În caz contrar, deținătorul va fi obligat să plătească o taxă anuală pentru fiecare câine nesterilizat. Proiectul va fi dezbătut din nou după Paște, când la masa rotundă vor fi invitate și autoritățile județene.